Subsolul blocului A4 din centru ar fi, se pare, sursa tuturor problemelor și a angajaților magazinelor de la parter și a locatarilor. Canalizarea este înfundată, țevile sparte, miroase în casele unora dintre ei, iar alții nu au apă la robinet. Pe scară când umblă cineva. A umblat cineva de la etajul 1, am înțeles, a făcut instalație specială de directă de apă, atunci a mirosit vreo două zile. Comerțul nu se ocupă niciodată. Nu avem apă. Așteptăm să rezolvăm situația. Ne ține fără apă 5 zile de... Dar de ce v-a oprit apa? Nu știm, nu cunoaștem. Are legătură cu lucrările de la subsolul blocului? Probabil, noi am dat telefon și a zis că... Să rezolvă, ne-a trimis de la unii la alții, dați telefon de acolo, am dat la dispecerat, am dat peste toți, degeaba. Nu este prima dată când se intervine pentru reparații. Muncitorii spun că șcara apa de 5 zile de la fântâna arteziană din centru. Avaria nu a fost încă reparată. În ce privește subsolul blocului, mai sunt multe de rezolvat. Oamenii se plâng de miros, iar șoarecii își fac plimbarea prin spărtăturile din pereți.